Dai pentru TikTok. Așa arată o moară, mai exact, unde îi aducem orezul, se bagă acolo în mașinărie. Foarte frumos, uitați, oameni buni, incredibil. Acolo se curăță orezul, după care în saci, pleava undeva acolo, nu știu că nu înțeleg toată istoria asta. Hello, good morning. God bless you. Aici e bossul cu prețurile, nu știu, ceva de genul. Nu știu ce să vă mai spun, că nu prea se aude tare, cam așa e viața aici, la orezărie, unde se aduce orezul și se scoate pleava de pe el. Dacă vreți să știți câte operațiuni are orezul, să știți că până mâncați voi o porție de orez, trece prin multe, 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 nici n-aveți idee. Așa că vă pup și revenim cu filmulețe. Uitați și o trocarică care aduce orez. Așa arată o trocarică. Am să închid live-ul momentan. A, nu, lăchirai, care are loc nenea. Să-l salutăm și pe el. Nu ne bagă în seamă, în fine. Ea este șefa. Ce fa, șefa? Te trales, bachtalo? S-o mai cares? Din păcate n-a înțeles franceza mea de baltă, așa că revenim cu filmulețe, vă pup, închidem live-ul de pe TikTok.